Pentru ultima partidă din acest sezon în Liga Secundă, grupa A, play-out, Poli Iași gazdă cu Poli Timișoara. Trupa pregătită de Constantin Enache, scăpată de grijile barajului de menținere, retrogradare din Liga 2, în timp ce Poli Timișoara, pregătită de Nicolae Croitoru, va trebui să o întâlnească pe FC Brașov, pentru că bănățenii nu au mai putut evita barajul. Ceva mai devreme distribuția celor de la Poli Iași în această după-amiază, în poartă cu Teo Aținte, linia defensivă, Chris Coadio, Can Hații de Redoglu, Ștefan Cană și Adi Ilie, sezonului, moment de sărbătoare, momente frumoase înaintea startului de meci, iar pentru, spuneam, Poli Timișoara, care este pe treapta a cincea cu 28 de puncte. A Săvoaiei și capitanul Francis Cristea au marcat de două ori. De unul singur aici Coadio nu reușește să-l păcălească pe Cătălin Oanea. Iașiul recuperează cu ceva șansă, este însă o execuție dezamăgitoare a ucraineanului Mikhailo Plohodniuk. De asta dată să fie mult mai periculoasă și este gol! Iată acțiunea pe contraatac a formației lui Nicolae Croitoru. Se încheie cu prima reușită a partidei. Adrian Ilie departe, Bârnoi spațiu de manevră. Nu este atacat și în cele din urmă execuția lui Cosmin Bârnoi aduce primul gol pe arena Emil Alexandrescu. Poli Iași a acoperit foarte bine zona alături de Alin Ignea. Această după amiază, de unul singur, foarte bine acolo, ocazie de 2-0, iar Octavian Ursu șutează cu latul, e mai greu. Cristea, foarte bine pentru Adrian Ilie, care intră în careu, centrează cu o evoluție mult mai solidă decât ce au reușit ieșenii în defensivă. Aici este gol! În sfârșit, centrarea lui Coadio este transformată în golul egalizator semnat de nimeni altul decât Secu Camara. Minutul 39 înaintea finalului de primă repriză. Nici vorbă de offside aici în ceea ce îl privește pe Coadio. Așteaptă, are timp, centrează perfect, iar marcajul lui Cristi Bocșan este absolut ridicol. Niciun cartonaș galben, un minut atât era de așteptat. Bănățenii propun această acțiune ofensivă, o acțiune ofensivă care poate aduce din nou probleme în careul Iașului. Excelentă execuția! Execuție în forță. Greșeală mare, atenție, fază grea, contact acolo. Să vedem ce va decide Sergiu Mavriche. Aici este o fază la care Aținte pierde contactul. Este lent și Eric Gerbi, jucător al Sampdoriei, venit sub formă de împrumut, iată, la Poli Timișoara. Se acordă aici hands și penalti. Cristi Bocșan îi explică centralului Sergiu Mavriche. Secu Camara va marca. Este gol, 2-1. Secu Camara. Celor de la Poli Timișoara, nicio intenție acestuia de a-și crea avantaj. Nu are poziția brațului. Încearcă să trimită sigur, pentru că foarte multe șanse nu vor mai fi. Oanea arată bine faza, centrarea la care Aținte respinge nu foarte convingător. Secu Camara poate da lovitura. Jucător care scapă pe această fază și poate închide socotelile definitiv. Este penalti aici.
acesta într-adevăr este penalti. Țecu Camara, omul meciului pentru formația lui Costel Enache. Țecu Camara, o viteză în plus acolo față de Rareș Lazăr. Rareș Lazăr a rămas undeva departe. Tiberiu se reduc în fața primului său gol în tricoul lui Polia. Se reduc și este gol! Nu cu emoții, extrem de supărat Rareș Murariu. A atins balonul Rareș Murariu. Este final de meci. Poliaș o bate 3-1 pe Poli Timișoara. Victorie de moral, un succes dorit enorm. O victorie în fața propriilor suporteri pentru acest final de sezon. În ceea ce o privește pe Poliaș, spuneam, barajul în dublă manșă cu FC Brașov, baraj de rămânere în Liga Secundă. Urmărește toate meciurile din Liga 1 din orice colț de lume pe primaplay.ro.